Românii din Marea Britanie în 15 zile acasă în caz de război. Un proiect publicat de guvernul Ciucă de modificare a legilor siguranței și apărării naționale prevede ca românii din diaspora să revină urgent acasă în caz de război. Pentru cei din Europa termenul este de 5 zile calendaristice, pentru cei aflați în afara Uniunii Europene este de 15 zile. Sunt vizați bărbații între 35 și 63 de ani care au obligații privind îndatoririle militare. Proiectul prevede declanșarea stării de criză și alte măsuri care nu mai trec prin Parlament. Conform proiectului, cetățenii cu obligații în îndeplinirea îndatoririlor militare sunt cei care îndeplinesc serviciul militar activ sau serviciul militar în rezervă. Cetățenii incorporabil recruți, precum și cetățenii români, bărbați cu vârste între 35 și 63 de ani. Proiectul conține și prevederi referitoare la cetățenii incorporabili și rezerviști care nu au domiciliul în țară. Bărbații din diaspora trebuie să revină în 5 zile în țară în caz de război guvernul Ciucă modifică legile privind siguranța și apărarea națională în contextul războiului din Ucraina. Astfel, românii din străinătate de până la 63 de ani vor fi obligați să revină în țară în maxim 15 zile în caz de război, pentru a fi încorporați, dacă nu se prezintă riscă șapte ani de închisoare.